Bună dimineața sau bună ziua, nici nu știu ce să vă mai spun, că de obicei vlogul de luni ar trebui să-l fac foarte dimineață, dar pur și simplu am uitat. Nu mi-am dat seama că e luni și că eu ar mai trebui să mai fac vlogul ăsta de luni. Afară oricum, e o vreme minunată, plouă în București, nu știu cum e la voi, dar așa a început săptămâna. Astăzi am filmat și ceva cu empties, o să vedeți punga asta, acum deja am pregătit-o să o duc la gunoi, o să vedeți detaliată în filmuleț. Planuri așa pentru săptămâna asta, speciale nu am. Am tot zis că fac un review mai detaliat despre noul fond de ten parur gold de la Guerlain, pentru că l-am încercat în ultim, mi-a plăcut foarte mult, dar cu vremea de afară, nu știu mai cât puteți să vedeți că plouă și urât și așa. Degeaba m-am machiat pentru că pozele pe care mi le făceam nu erau relevante, adică erau gale cu zero de la lumina asta minunată și acum, deci e ora 11 și eu stau cu toate becurile aprinse în casă pentru că e foarte întuneric din cauza faptului că e norat. Da, cât a fost vară ne-am plâns că e prea cald. Altceva deosebit, deci săptămâna asta nu am un plan decât neapărat vreau să fac și un machiaj ăsta cu Guerlain, un machiaj în care o să folosesc cam 95% doar produse Guerlain, să fac și o poză, să vedeți cam ce înseamnă strălucirea aia pe care o dă fondul ăsta de ten parur gold combinat cu pudra Pearl Meteorit. Cam asta așa am plan special săptămâna asta. Și normal, dacă o să termine vremea asta minunată, o să am și lumină mai bună să fac poze la alte produse sau alte machiaje, să văd dacă mai apuc. O caut pe mine acum, că vreau să vă arăt și pe ea. Că ea e mereu vedeta. Mini, oba, uitați-o și pe mine. Ea e cea mai somnoroasă. Da. Te-ai trezit? Nu s-a trezit încă. Nu știu dacă vă vedeți, eu încep ziua lucrând de acasă, încep ziua, deschid televizorul, dar mă uit doar la Paprika TV. Pentru că mai prind rețete, așa, mai trag cu urechea și mai prind câte o idee despre diverse alimente sau produse și nimic de zis și profesional. Mă ajută, eu fac cercetare de piață pe produse alimentare și mai aflu decât un ingredient nou sau câte un produs care începe să explodeze, gen, nu știu, sunt toate ciupercile astea pe care le mănâncă chinezii sau ce mai, tot felul de cărnuri am văzut acum, de tot felul de păsări de-astea mai mici, că au început să intre și prin supermarketurile din afară, adică lumea mai cumpără prepelițe sau tot felul de alte chestii, nu mănâncă doar găină. Da, ce preocupări am și eu. Așa. Și cam atât într-un vlog așa de luni, ploios și plictisitor cum este astăzi. Nu prea știu să vă spun altceva. Voi dacă aveți întrebări, voi dacă mai aveți lucruri să mi le puneți jos în comentarii, ca de obicei. Mai recent am scris pe blog un articol numit Dileme, gânduri despre treaba asta cu blogging-ul de beauty. M-am bucurat să văd foarte multe comentarii și comentarii substanțiale, așa, gen cât un articol. Dacă mai aveți și voi ceva de zis pe acolo, chiar le aștept. Am făcut și un concurs cu un premiu simbolic, mai mult ca să vă incit așa să comentați, să spuneți lucruri acolo, dar nu neapărat pentru premiu în sine. Mi-am și dat seama, multe dintre voi care au răspuns au zis, nu mă interesează premiu, am răspuns doar așa ca să spun și eu ceva și ca să-mi exprim părerile. Părul meu stă în acest hal, care dacă l-ar aranjez așa puțin, începe să arate bine, nu? Hai să mă laud singură, bun. Avansez bine cu aparatul ăsta de la Babyliss Perfect Curls. Trebuie neapărat să vă fac un tutorial, să vedeți cât de mișto se lucrează cu el. Da, am văzut acum că și la reduceri, chiar în sel gros, era 4 milioane jumate. Da, e mult. Faza este că un aparat de genul ăsta ajută pe oricine și în orice condiții să se coafeze la modul ăsta. El e așa de 2 zile.
trecut prin ploaie și prin și atenție, a fost ondulat, nu pe păr proaspăt spălat. L-am lăsat 2 zile și după aia am băgat aparatul. Ce îmi place este că rămân buclele chiar bine, adică nu mă așteptam după ploaie, ieșit în ploaie, inclusiv am făcut de mâncare și am stat cu părul prins. Mai am dat drumul. Astăzi o să-l spăl, dar chiar nu arată la modul încă, wow, trebuie neapărat spălat sau recoafat. Aparatul, într-adevăr, costă ceva, dar îți salvează o grămadă de timp și plus că te-ai făcut, ce puțin la mine, mă fac și stă 2 zile fără niciun fel de probleme, în condiția în care nu i-am pus fixativ, nu i-am pus spumă. Ăsta alt lucru care mă ajută ca să nu-l spăl foarte des. Bun, ăsta a fost vlogul meu de lung, cam lung, astăzi că am mai urit. Când plouă așa de la prima oră, sincer să fiu, nu sunt așa cam incoerentă, cred că s-a văzut asta pe film. Vedeți și filmulețul MTS pe care l-am urcat astăzi pe YouTube și să aveți o săptămână minunată și însorită. Măcar în suflet. La revedere!